Dragi bucimeni, anul 2019 a fost un an bun pentru comuna noastră. Anul acesta am început cea mai grea lucrare, înființarea alimentare cu apă în satul Bucium și canalizare și stație de epurare în satul Răcăuți în valoare de 2 milioane de euro, fonduri europene și de la bugetul local. Tot în acest an s-a început extinderea canalizare și apă potabilă în satul Bucium, canalizare în satul Răcăuți în valoare de 1.900.000 de euro, fonduri de la Guvernul României prin programul de dezvoltare de la Ministerul Dezvoltării. Tot în acest an s-a asfaltat drumul de la Seră și cu această ocazie mulțumim domnului primar Gnatiu Nicolae și celor care au participat pentru obținerea de fonduri la această investiție. Încheiem anul 2019 cu rezultate bune. În anul 2020 mi-aș dori să termin lucrările începute ca locuitorii comunei Bucium să beneficieze de ele. Tot în anul 2020 aș avea 3 proiecte mari. Extindere canalizare 3 km în satul Bucium și 3 km în satul Răcăuți pentru a încheia și lucrarea de canalizare în această comună. Ar mai fi alimentare cu gaz metan, 34 de kilometri de distribuție, în valoare de 4 milioane de euro, în ambele satele, în satul Răcăuș și satul Bucium. Ar mai fi asfaltare, drumuri locale, 18 kilometri, în valoare de 5 milioane de euro și sper să ne ajute Dumnezeu să obținem finanțarea pentru ele. În încheiere, aș dori tuturor buciumenilor, oriunde s-ar afla ei, colaboratorilor și celor care au muncit în comuna Bucium, multă sănătate, gânduri bune și un călduros la mulți ani.